Ui! Aoleu, nu, te rog! Nu! De care cheie am nevoie? De asta, sau nu? Ce enervant e! De asta am șofer! Sigur e asta! În sfârșit! E perfect aici! Sper că nu mi-am stricat coafura! Oh, nu! Mi s-a blocat pantoful! V-am prins, domnișoara! Ce puternic ești! Dă-ne un like și abonează-te pentru mai multe videoclipuri grozave! Ce bine am dormit! Trebuie să mă spăl pe față! Un pic de curățare facială, ce bine e! Acum o să mă clătesc! De ce nu curge apă? Știu! E perfect! Dușul mamei natură! Miros bine! Acurat! Încă o zi foarte ocupată în care o să-mi cheltui banii. Cineva trebuie să facă și pe asta. Mă simt extraordinar. O să fac un duș rapid. Ce n-ai? Nu! Apă? Nu se poate așa ceva. Acum e mai bine. Ce bine se simt pe piele. Săpun de aur. E foarte exclusivist. E ideal pentru pielea mea sensibilă. Am gusturi scumpe. Masca mea facială. Costă mult să arăți bine. Suficient. Mulțumesc. Mă simt ca în rai. Aveam nevoie de asta. Timp dedicat doar mie. Majordom, mai vreau spumă. Imediat. În sfârșit, e ora prânzului. Mi-e foarte foame. Abia aștept să mănânc. E doar o muscă. Nu miroase rău? Ba nu, miroase îngrozitor. Nu pot mânca așa ceva. Asta e. Hei, am o idee. I-am prins. Tăieței, super. Îmi place mâncarea gratuită. O să adaug niște apă. Creioanele astea merg folosite ca bețișoare chinezești. Ce lungi sunt. E mai greu decât mă așteptam. Mă las pe gubașă. Ce buni sunt. Alo, ce proastă e servirea aici. Mâncarea specială de azi, domnișoară? Arată ca mâncare de săraci. Deci, nu vă place pizza? Mă întorc imediat. Cel mai proaspăt sushi. Nu! Ce aere de divă are. Ce ai spus? Vrei să-l suni pe tati? Nu, vă rog, domnișoară, o să văd ce pot face. Brioșele astea arată delicios. Pune-le jos. Poftă bună, domnișoară. Trebuie să le postez în social media. Poți aduce mâncarea. Cele mai pure diamante, domnișoară. Iar diamante, ce plictisitor. Aur, minunat. Mulțumesc. Arată delicios. Hai să gust și diamantele. Complimente bucătarului. M-am săturat, nu mai pot. Poftim, îi măriți din plin. Wow, ce de haine. Abia aștept. Vai de mine, paza. Ce frumoase sunt toate. Wow, ochelarii ăștia arată extraordinar. Mi-aș cumpăra pantofii ăștia. Mereu mi-au plăcut pălăriile. Nu mai suport. Hei, ai de gând să le și plătești? Corect, stai puțin. Aștept. Poftim. Un băiangel. Ce ai pățit? El e Frank, animalul meu de companie. Bani. Poți păstra restul. Ce e ăsta? Un dolar? Mai vrei? Pardon. Sigur, domnișoară, vă pot ajuta cu ceva? Îmi place rochia asta, o să o cumpăr. O alegere excelentă. Hei, vino încoace, vreau pantofii ăștia. Minunat. Cred că o să le cumpăr și pe astea. Sigur, domnișoară. Ce zi, aș putea să ies la pensie după asta. Cred că asta e tot.
Vă mai așteptăm în magazinul nostru! Wow! Mmm, ce bine miroase pielea asta! Trebuie să cumpere acești pantofi! Prietenele tale te vor invidia! Mă vor invidia toate? Atunci trebuie neapărat să-i cumpăr! Domnișoară, cumpărăm pantofii ăia! Imediat, domnișoară! Sunați-mă pentru a cumpăra acești pantofi! Dă-i încoace! Poftim! Ce mult îmi place jobul meu! Domnișoară, v-am adus pantofii! Aoleu! Atenție! Îmi pare rău, domnișoară! Vă rog, nu mă concediați! Pa, pa! Hei! Creionul! Sunt gata! Unde e? Super! Mi-am uitat pixul acasă! Știu! Tati spune mereu că banii rezolvă orice problemă! Hei tu! Vino încoace! Ia notițe la ora asta în locul meu și poți păstra banii! Sigur! Bani câștigați ușor! Ce exercițiu greu! Așa! Trebuia să mă fi gândit mai de mult la asta! Am nevoie de o manicură! Oare de ce trebuie să mai merg la școală? Hei, vino încoace! Fii atent! Interesant! Nu știam asta! Arată îngrozitor! Ce greu e să găsești bijuteria potrivită! Asta arată bine! E cam mică, dar merge! Ce grea e viața! Drept dovadă, trebuie să-mi curăț singură diamantele! Oh, ce clip tare! Nu cred! Da, se acurgă banii! Ce tare! Ar trebui să mă apuc și eu de streaming! Aș putea folosi paharul ăsta! Ia să trec la treabă! Am terminat! Să începem! Oh, verificare microfon! 1, 2, recepționat! Test! Alo? Pare în regulă! Am nevoie de lumina perfectă! Hai să începem transmisia! Ce s-a întâmplat? Trebuie să arăt bine pentru fanii mei. Ce-i drept, eu arăt bine mereu. Să intrăm live. Salutare, v-am pregătit ceva super. Vă mulțumesc mult că mă urmăriți. Sunteți cei mai tari. Hai să încercăm ceva distractiv. Am nevoie de mai mulți urmăritori. Wow, ce populară sunt. Mai vreau. Haideți cu donațiile, prieteni. Wow! Da! Vă iubesc pe toți! Woohoo! Ha? A fost un vis urât. Am visat că eram săracă. Vreau să joc ceva. Mulțumesc! Ce realist e! Mă simt ca o persoană obișnuită. Cum ar fi? Gata, gata, micuță! Wow, ce zi! Goody, goody! Cine-i cea mai drăguță fetiță? Oh, bună! Ignoră-le, scumpă! Știi că te aud, nu? Wow! Vă rog, fără paparații! Nu pot să cred! Ține-mi bebelușul! Ce faci? Oh! Îmi dai un autograf? Sunt cea mai mare fana ta! Vreau și eu autograful ei! Întoc imediat! Plouă cu bebeluș! Pot să scrii pentru amica mea, Ashley? Ce zici dacă îmi scriu numele? Părul tău e așa fin! Nu face asta, te rog! Serios, încetează! Domnule polițist, aici! Sunt furios acum! Nu hărțuiți celebritățile! Și nu vă lăsați bebelușii singuri! Mergeți la secție! Nu, nu se poate! Nu-mi stă bine în portocaliu! Aici erați! Mămico ți-a dus dorul! Ai grijă să-l faci strălucitor! Cum e, mami? Bravo, micuță! Și frumoasa prințesă a înfruntat reducerile din magazine! Wow, ce curajoasă e! Și a luat rochia mult visată! E ora cinei! Să vedem ce primim! Mi-e tare foame! Hei, unde-i mâncarea mea? Da, hrăniște-ne! Poftim! Sper că-ți plac dulciurile! Stai, doar atât? Un cup de zahăr? Nu o să te mint, e cam dezamăgitor! Glumești? Mami, vreau să vorbesc cu managerul! Nu pot să fac nimic! Nu
mănânc așa ceva, mami! Hei! Trebuie să ne dai altceva! Te voi răsplăti! Rezolvă problema! Ok! Unde e mâncarea noastră? Uită-te la gratii! Stai! Alea sunt geleuri? Așa da! Mmm, un deliciu! Mersi, e perfect! Să nu spui nimănui! De ce durează atât? Mănâncă gratiile! Ai nebunit? Wow, e super! Poate că închisoarea nu e așa de rea! Și Cica nu merită să faci infracțiuni! Ah, vine cina! Abia așteptam momentul ăsta! E supă? Sunt paste? Sunt tăiței, nu-i așa? Nu. Poftă bună! E o farsă? Ok, e mai bine decât nimic. Nu mă așteptam la asta. Vrei să le împărțim? Nu, nu vreau așa ceva. Vreau geleuri. Despre ce vorbești? Oh, nu se poate! Mmm, sunt delicioase! V-ar plăcea! Dar... Stai liniștită! Mami are un plan! O să pregătesc ceva gustos! Am nevoie de o lumânare! O să țin lingura deasupra flăcării și aștept să se topească zahărul! Nu vreau să se ardă! Vreau să iasă un maro caramelizat! Mmm, ce bine miroase! Acum o să bag în el o țepușă din lemn! Aștept să se întărească! Și-am obținut o acadea! E bomboană de închisoare și arată grozav! Hai, de gusto! Wow! Mersi, mami! E exact ce-mi doream! Sper să-ți placă! O ador, mami! Wow! Nu pot să las cartea asta din mână! Oare ce o să se întâmple mai departe? Huh? Ce se petrece? Aia era hârtie igienică? Nu! Ce faci? Încetează! Uite ce-ai făcut! 800, 900... Ce? Bleah! Îmi pare rău! Lasă hârtia igienică, domnișoară! Vino încoace! Nu ai voie să faci asta! Știi regulile! Scuze, mami, dar m-am plictisit! Nu mă pot supăra pe fața aia drăgălașă, dar să nu mai faci asta! Să mă gândesc! Stai puțin, poate folosesc scociul ăsta! Știu cum să fac să nu se mai întâmple asta! Să trecem la treabă! O să înfășor hârtia igienică, apoi pun o bucată de scoci peste ea! E atât de simplu! Uite! Wow, dă-mi! Rupe hârtia igienică! Gata! Și restul rămâne pe tub! Cu cine vorbești? În fine, ești ușor de mulțumit! Mami! Ah, ok! Stai așa, scumpo! Îți aduc hârtia igienică! Ce culoare vrei? Niciuna dintre ele! Nici o problemă! Stai acolo! Ce zici de una galbenă? Verde? Îți place verdele? Nu! Cred că știi ce vreau! Normal! Ce prostuțe sunt! O am chiar aici! Asta e fetița mea! Avem o reputație de păstrat! Nu există ceva mai bun! Îți ajung 200? De fapt, ia toată rola! Mersi, mami! Și mamica o să păstreze un pic și pentru ea! Știi tu, în caz de urgență! Dă like și abonează-te pentru mai multe videoclipuri grozave! Hei, ce se întâmplă? Dați-vă din calea mea! Trec! Ia uite! Wow, aș fi un președinte grozav! Clar o să candidez! Vă uitați la noul vostru lider! Se pare că am concurență! Așa deci! Arată-mi ce poți! Mă bucur că s-a terminat ora! Ha? Ce face Justin? Lily, lasă-mă pe mine să fac asta! Wow, mersi, Justin! Ce viclean e! Un 10 garantat! Le iau eu, Sunny! Ușurel! O iei de aici? Încearcă să le mituiască pentru obținerea voturilor! Și funcționează! Nu pot să cred! Nu e bine! Se pare că trebuie să-mi perfecționez tehnica! Trebuie să mă gândesc la o nouă abordare! Și cred că știu una! Noroc că m-am pregătit pentru asta! Se pare că o să primesc multe voturi! Clar o să câștig! Justin mă prindea deja din urmă! Huh? De când avem o alarmă aici? Gata, o să mergi la secție! Nu, nu se poate întâmpla asta! Am nevoie de un plan nou! Trebuie să pot face ceva! Ce face Wendy? Oh, unghia mea! Poate merge să folosesc asta! E timpul să fiu eu eroina! Te-i super dacă stau aici? Ah, mă rog! Se pare că ai nevoie de ajutor! O să-mi deschizi tu sucul?
Te rog! Stai așa, mă descurc! Sigur, nu te grăbi! Stai puțin! Cred că știu cum pot să rezolv treaba asta! Privește! O să-mi înfășor șiretul în jurul sticlei! Apoi o să trag și sucul se deschide! Wow, e uimitor! Vai, ești genială! Dacă ajung președinte, niciun suc nu o să rămână nedesfăcut! Ai votul meu! Fetelor, veniți aici! Ashley are un truc șmecher ca să desfacă sucurile! Arată-le! Poftim, desfăl-te al meu! Ok, fetelor, dar doar pentru voi! Ce? Dar ele mă votau pe mine! Nu se va mai întâmpla asta! Am subestimat-o! Fiți atenți, elevi, e important! Psst, prieten, ce e? Ia uitați ce am eu! Ce bine arată! O să vă coste un vot! Da, da, dă-mi-o! Oh? Justin, fără gustări la oră! Scuze, doamna profesoară, nu o să se mai întâmple! Ar fi bine, sau o să fii pedepsit! Era doar o gumă, e atât de nedrept! Ah, grozav, Ashley! Ce mai faceți, colegi? E a noua zi minunată! Și sunt încă neînvinsă la tenis de masă! Îi tace vreodată gura? Stai puțin, mi-a venit o idee! Știu cum să-mi ofer guma de mestecat! E timpul să trec la treabă! O să încep prin a scoate guma de șters din creion! Acum am nevoie de o bucățică de gumă! O să o rulez în bucăți mici, apoi o să bag una în creion! O să fac la fel cu mai multe creioane! Arată convingător! Clar o să-mi aducă multe voturi! Ah, mersi! Ce bună e! Poftim! Mersi! Unul pentru tine! Huh? Ce ciudat! Cine urmează? Ah, știu! Ce? Cine a făcut asta? Ah, gumă de mestecat! Ce se întâmplă? Acum o să privim cum curg voturile! Oh, nu! Justin o să fie la conducere! Toată lumea are gumă! Istează treabă, ha? Se crede atât de deștept! N-am mai observat chestia aia până acum! Stai! M-am prins! Știu ce să fac! Pot să folosesc mingea asta de tenis de masă! O să fac o gaură în minge cu acest compas! E un început bun! Acum o să lărgesc! Pot să folosesc creionul pentru asta? O să înfig guma de șters în minge! În continuare am nevoie de buretele sa strălucitor! O să desenez un flamingo pe el! Noroc că sunt talentată la desen! Hei, e chiar reușit! Trebuie să-l decupez! O să folosesc carioca asta ca să-i colorez ciocul! Și să-i fac un ochi! Acum am nevoie de pistolul meu de lipit! O să aplic o cantitate mică de lipici pe marginea flamingoului! Apoi o să-l lipesc pe minge! Orice flamingo are nevoie de pene! O să pun lipici pe minge! Am nevoie de mult pentru asta! Apoi pot să lipesc penele! Un flamingo mic și drăgălaș! Ahem, Sunny! Wow! Nu se poate! Oh, serios? Ce fază josnică, Ashley! Invidios? Sunt doar talentată! Știam eu că o să meargă! O să-mi aducă niște voturi! Wow, ce de voturi! Arată bine! Ador nuanța asta de ruj! Ah, bună, Mandy! Am întârziat atât de rău! N-ai pierdut nimic! Trebuie să-mi scot lucrurile! Oh, nu! Nu pare ok! S-a desfăcut capacul de la slime! E nasol! Ce mai e acum? Uh-oh! Nu-mi place asta! S-a întins pe tot caietul meu! Ce s-a întâmplat? Ah, da! Toată munca mea e distrusă! Nu mai pot să-l folosesc acum! Ok, nu plânge! Trebuie să pot face ceva! Gelul ăsta cu sclipici mi-a dat o idee! Știu! Ce faci? Crede-mă, rezolv eu problema! O să fie ușor de reparat! O să încep prin a decupa secțiunea acoperită de slime! Nu mai am nevoie de chestia asta! Acum o să iau o pungă de plastic și o să îndoi! O să pun în ea niște sclipici!
o să adaug culori și tipuri diferite. Am nevoie de o cantitate mare. Apoi o să adaug lipici. Trebuie să fie transparent. Trebuie să pun niște lipici pe marginea pungii. E suficient! Pot să sigilez punga acum. Apoi o prind pe zona cu lipici. E fix ce-mi doream! Apoi o să iau caietul și o să deschid coperta. O să aplic lipici în interior. Îl pun pe margini. Cred că ajunge! Acum pot să lipesc punga cu lipici pe caiet. O să o apăs ca să mă asigur că s-a fixat bine și las lipiciul să se întărească. Ce distractiv e! Mandy o să-l adore! Ia uite! E grozav! E așa moale! E cel mai tare caiet din lume! Mersi, Ashley! Doar mi-a făcut treaba! Presupun că mă pot baza pe votul tău! Evident! Nu! Încă un vot pentru Ashley! Da, știam eu că o să meargă! Cred că o să câștig! Situația scapă de sub control! Trebuie să fac ceva! Dar ce? Puloverul lui Sunny are o gaură mare! Și oportunitatea perfectă de a câștiga niște voturi! O să iasă grozav! Hei, ăla e al meu! Ce faci? Șt, ai răbdare! O să-l transform în ceva special! Am nevoie de niște lână din puloverul lui Sunny și apoi pot să devin creativ! O să încep cu lână și o riglă! O să înfășor lână pe riglă și apoi o să o îngrămădesc! O să tai excesul! Acum am nevoie de caietul lui Sunny! O să pun rigla pe o parte, apoi o să aplic niște lipici! Mă bucur că am o mână precisă! Apoi o să o lipesc pe caiet! O să tai lână de pe riglă! Până acum e bine! O să fac asta pe întregul caiet până sus! Apoi o să uniformizez lână și o să pun niște floricele! Seamănă cu iarba! E atât de moale! Poftim, Sunny! Wow, îmi place la nebunie! Mersi, Justin! Știam eu că o să-ți placă! E atât de relaxant! E ca un mic colț din natură! De unde o fi luat lână? Nu e important! Ok, nu uita să mă votezi! Așa e, normal! Merge de fiecare dată! Uh-oh! Sper că lui Sunny nu-i plăcea puloverul ăla! Timpul aproape că a expirat! E atât de tensionată situația! E dificil! Prieteni, am nevoie de ajutorul vostru! Pe cine să votez? Pe Ashley sau pe Justin? Răspundeți-mi în comentarii! Salutare! Am ajuns la petrecere! Annie are codițe! Și Betty la fel! Până și Liam are codițe! Nu pot să arăt la fel ca ei! De obicei eu impun noile tendințe! Hai! Tu te ocupi de părul meu, deci rezolvăm problema! Ok, ne vedem la petrecere! Ce bine că ai ajuns! Toată lumea are codițe! Oh, wow! Ai dreptate! Nu se poate așa ceva! Dar nu-i bai! Am o soluție salvatoare! O să-ți separ o șuviță de păr în partea de sus a capului. O să-ți mai prind câteva la fel, apoi o să fac la fel în partea opusă. Așa, ești frumoasă foc! Dar n-am terminat încă. Ai nevoie de puțină strălucire. La propriu, o să-ți lipesc pietricelele pe fiecare cărare. Excelent! Acum cred că pot să mă distrez în mod oficial. Nu cred! Uite-o pe Emma! Strălucește! Liam, vorbesc serios! Wow. Uite-te la ea! Oh, ce elegantă e Emma! Oare aș putea să mă aranjez și eu așa? Aș putea folosi bomboanele astea. O să-l îngrapit și... A căzut. Fii rar. Asta e. N-am ce face. Unde am pus? Ah, ușoarece! Ce? Ușoarece? În casă? Vai de mine! Ah, uite tricoul! Ah, l-a rus șoarecele. Acum a rădit-o mai gaură în el. Mamă! Ești bine, scumpa mea? Te speria șoarecele? Nu, dar mi-a stricat tricoul roșu preferat! Vai de mine, ce gaură mare! Dar poate există o soluție! E dita mai gaura, deci trebuie eliminată bucata asta! Așa, am tăiat complet zona asta de tricou! Acum pot face ceva cu restul tricoului! Trebuie să mai fac câteva tăieturi! Nu-i bai, o să arate bine la final! O să tai în jurul gulerului și o să elimin și bucata asta de material. Bun, apoi o să încep să tai tricoul pe verticală.
dar doar partea din față, nu și spatele. Vreau să pliez marginile astea și să creez niște pliuri. Stai liniștită! Cusutul nu e greu deloc. Trebuie doar să strângi materialul și să treci acum prin el. E gata! Leagă capetele în față și ai obținut un top simpatic foc. Wow, mamă! Sunt super impresionată de ce știi să faci! Îl ador! Mulțumesc! Ah, încă ceva! Nu vreau să răcești! Stai puțin! Mamă, și șarfa asta are o gaură de la șoarece? Ce șoarece nervanți! N-avem scăpare, nu-i așa? Ce s-a auzit? Șoarecele? Uite-l! Serios? Mi-am murdărit bluza cu înghețată! Oh, ce zi grozitoare! Acum trebuie să mă schimb! Ia să vedem! Nu-mi place niciunul dintre tricourile astea! Ce mai am de îmbrăcat pe aici? Ah, ce bine! Ești aici! E perfect! Am nevoie de ajutor! Vai de mine! E o situație urgentă! Ia să vedem ce am pe aici pentru tine! Ah, ce zici de cămașa asta de mătase cu imprimeu? Oh, da, arată bine! Hei, m-ai ratat! Ups, am vrut să te îmbrac pe tine! Nu scaunul! Nu-i bai, mai am ceva ce ar merge perfect! Nu mai vreau să fiu o femeie de serviciu! Arăt prea bine pentru asta! Îmi cer scuze, dar nu-i bai, am și alte ținute elegante și strălucitoare! Mai bine, aprobez singură pe asta! Așa, fără scaune sau femei de serviciu. E perfectă! Poftim! Sper că e suficient! Mulțumesc! Pe data viitoare! Iu, ce zi! E incredibil! Nu se pricepe deloc la aruncatul hainelor, dar acum totul e în regulă. Trebuie să ajung la oră. Gata! Am lipit și balonul ăsta drăguț! Ok, ia să verific frigiderul! Ia să vedem! Știu că am păstrat ceva deosebit pentru astăzi! Uite-o! Bine că am etichetat-o! Am nevoie și de o lumânare! La mulți ani, Annie! Ce e aia? Ce se întâmplă? Mi-ai organizat o petrecere surpriză? Sigur că da! La mulți ani! Puneți-o dorință! Super! Abia aștept să mănânc varza aniversară! O să desfac o frunză! Așa! E bună și proaspătă! O să mai mănânc un strat! La mulți ani, scumpo! Mă bucur că îți place varza primită! Ah, și pentru mine? Aș putea să gust și eu un pic? Wow! Uite ce am găsit în mijlocul căpățânii de varză! O bomboană întreagă! Ce zi de naștere extraordinară! Și are aromă de portocale! Știu că e preferata ta! Așa-i! Poftim jumătate! E și mai delicioasă de a compart cu tine! Am terminat și ultima decorațiune în formă de fundiță! Ia să vedem! Nu știu ce să zic. Oare să-i placă? La mulți ani, dragă Emma! Ăsta-i tortul tău special! Poftim! Ce tort oribil! Nu asta mi-am dorit! Nu! Poți să-l faci să arate mai bine? Nu știu, o să fac tot ce pot! Poate dacă-l decorez cu astea? Gata, am terminat! Și arată extraordinar! Arată complet diferit, ce-i drept! Oare o să-i placă? Oh, un tort cu brioșă deasupra! Super! Au, dintele meu! Mamă, de ce mi-ai făcut asta? Vai de mine! Nu, nu, nu! Trebuie să putem face altceva! Ah, corect! Adoră fructele proaspete! Aha! Sigur poți face ceva cu toate fructele din bolul ăsta? Da, evident! Doar sunt un maestru cofetar! Lucrăm des cu fructe! Mai exact, o să mă folosesc de formele astea pentru biscuiți! O să decupez câteva felii de fructe, ca să arate mai deosebit! Cine vrea fructe plictisitoare când poți avea floricele și steluțe? Acum că le-am decupat, pot decora tortul. Din fericire, am suficient spațiu pe tort pentru a adăuga toate bucățile de fructe. Și tortul e gata! Voilà! Ce părere aveți? Bravo! E clar o capodoperă de tort! La mulți ani, dragă Emma! Ăsta-i tortul tău special! Oh, wow! Îmi plac foarte mult și tortul și fructele proaspete! Sunt delicioase! Am vrut cei mai buni pentru fetița mea perfectă de ziua ei! La mulți ani! Fiu, abia aștept să înceapă ora! Hei, alea sunt creioanele mele! Oh, nu! Le-a stropit! Nu-mi vine să cred! Cum o să le mai mențin organizate pe birou? Oh, pe asta am călcat! Ups! O să-mi scot și eu markerele și instrumentele de scris! Cred că am suficientă pentru ziua de azi. Acum caietele, dosarele și biblio-rafturile. Aș putea încerca să le bag la loc?
Vai de mine, ce patetică e! Aș putea să o ajut puțin. Hei, Annie, poftim, poți folosi astea la ore azi. Pentru mine? Serios? Wow, mulțumesc mult, Emma! Cu plăcere! Ah, ce rechizită extraordinare! Am o idee genială! O să prind elasticele astea de cauciuc de coperta unui bibloraft și apoi o să-mi prind de ele toate rechizitele! Uite, pot băga câteva și pe interiorul copertei! Wow, ce mult în cap! Acum am toate rechizitele organizate în siguranță! Oh, bravo, Annie! Mersi, dar n-aș fi putut face asta fără ajutorul tău! Cred că e timpul să începem ora! Mulțumesc încă o dată, Emma! Oh, vremea e îngrozitoare! Oh, haide! Îți bați joc de mine? Acasă, în sfârșit! Acum pot să mă schimb de hainele astea reci și ude? Știu ce să fac! Voi face o baie plăcută în cadă! Asta mă va încălzi! Voi avea nevoie de apă fierbinte! Hai, mai repede! Stai puțin, ce-i asta? E un mesaj! Hă? Nu e apă? Oare ziua asta poate fi și mai rea? Acum ce mă fac? Ashley, ce se întâmplă? Mai bine văd ce face! E totul în regulă? Mamă! Nu te uita la mine! Uită-te la hainele tale! Ce s-a întâmplat? Ploua și era o baltă și o mașină m-a stropit! Oh, biata mea fetiță! Trebuie să te curățăm! Mersi, mamă! Mereu știi cum să îmbunătățești lucrurile! Poftim! Nu uita să-ți speli fața! Ah, ce bine e! Hei! Prinde mingea! Uite că vine! Am prins-o! Oh, e așa adorabilă! Să ne jucăm altceva! Trebuie să mă prins! Da, vreau! Ce n-ai? Oh, am căzut, mami! M-am lovit în cot! Vin, draga mea! Lasă-mă să-ți văd rana! Nu am niciun plasture, deci această frunză va trebui să fie de ajuns! Ești bine, dragă! Lasă-mă să văd! Banii fac totul să fie mai bine! Serios? Știi că arată ridicol? Asta e o frunză? Oh, nu! Fereastra! E așa frig aici! Închide-o înainte să răcească! Apciu! Ești bine? Ai febră! Am nevoie de un doctor! A sunat cineva? Oh, ai ajuns! Trebuie să faci ceva! Hei, ăsta e un stetoscop, Jen! Mereu mi-am dorit să fac asta! Urechile mele! Nu face asta, dragă! Scuze! Clar e bolnavă! Va trebui să ia acest medicament! Nu, asta nu se va întâmpla! Suntem bogați, îți amintești? Asta e o sumă mare de bani! Stai să mă gândesc! Încearcă asta! Va face lucrurile mai ușoare! Așa mai merge! Doctore, aici! Ce mai e acum? Lasă-mă să ghicesc! Un alt copil bolnav? Cred că mai am niște medicamente! Poftiți! Mulțumesc mult! E timpul să-ți iei medicamentele! Va fi plăcut și gustos! Și te va ajuta să te simți mai bine! Asta e cantitatea corectă! Aș vrea să am o seringă! Va trebui să-l bei, dragă! Ce să fac? Deschide larg! Ce fetiță bună! Delicios! Mulțumesc, mami! Cred că deja funcționează! Wow! Pare ușor! Stai puțin! Asta îmi dă o idee! Voi avea nevoie de forma asta de a cadea! Voi turna medicamentul în formă! Le voi umple pe toate! Ok, acum în continuare! Am nevoie de niște bețe din lemn! Voi pune ăsta în medicament! Voi proceda la fel cu celelalte! Apoi trebuie să aștept până când se întăresc! Sunt gata! Pot să le scot din formă! Arată bine! Uite ce am eu aici! Poftim, draga mea! Îți plac acadelele? Da! E gustoasă, hă? Trebuie să o mănânci pe toată! Scuze că am întârziat! Mandy e aici pentru controlul ei! Dar te avertizez, respirația ei e groaznică! E ok, ia loc! Chiar trebuie? Oh, trebuie să răspund! Alo? Acadeaua asta e super bună! Ei, dă-o aici! Ia-ți și tu una! Ok! Hei, ce-i aia? Am luat-o! Nu pot să cred că a funcționat! Oh, m-ai păcălit! Wow, dinții tăi sunt dezgustători! Ai folosit vreodată ață dentară? O să dureze o vreme! Știam că vei spune asta! Oh, asta pare distractivă! Nu face asta! Oh, haide, a fost amuzant! Mandy, poartă-te frumos! Îmi cer scuze! Hei, dacă plătești în regulă, pune dinții jos! Hei, ce-i chestia asta? Pe bune,
Uite-te la mine, eu sunt dentistul acum. Uite ceva mic pentru deranjul tău. Când pui așa problema, nu te mișca. E cam enervant. Te rog, nu faci asta. Șt, încerc să mă concentrez. Cred că am terminat. Ai auzit asta, mamă? Dinții mei strălucesc. Să arunc o privire. Arăt superb, draga mea. Putem pleca acum? Desigur. E suficient? Stai. Știi ce? Ia-i pe toți. Hai, Ashley, nu fi timidă. Oh, tu trebuie să fii următoarea mea victimă, adică pacientă. Ia loc. Mamă, am un sentiment nasol în legătură cu asta. Arată-i dentistului dinții tăi. Chiar trebuie? Mi-e frică, mamă. Wow, e de rău. Trebuie să scoatem asta. Nu pot să mă uit. Cum crezi că mă simt? Cred că am terminat. Asta e una dintre cele mai bune lucrări ale mele. Cum arată? Ce zâmbet! Presupun că trebuie să te plătesc. Poftim, a meritat fiecare cent. Ashley, gata cu bomboanele? Hai să mergem acasă. Mulțumesc! Spune-le prietenilor tăi despre mine. Ăștia sunt bani adevărați? Mă bucur că s-a terminat. Nu uita, nu mai consumă mâncare nesănătoasă. Nici nu m-aș gândi la asta. Poți conta pe mine, mamă? Știu că pot. În sfârșit ne putem relaxa. Asta e șansa mea. Doar iau frumos și ușor. Mama nu va afla niciodată. Abia aștept asta. Bomboană delicioasă și dulce. Mai vreau. Ce faci? Astea sunt bomboane? Dă-mi-le. E atât de nedrept. Gândește-te la dinții tăi. Gata, mă duc în camera mea. Vorbește serios? Nu se învață minte. Dacă nu există dulciuri, atunci nu are ce să mănânce. Îi fac un favor. E un sacrificiu pe care sunt dispusă să-l fac. E destul de bună. Adică, delicios de bună. A fost doar o bomboană. Ar trebui să iau mai multe de genul ăsta. Evident, pentru mine. Mai vreau. Stai așa, ce e sunetul ăla? Nu, nu pot să cred. Ce se întâmplă aici? Nu e ceea ce pare. Îmi mănânci bomboanele? Cum ai putut să mă trădezi în felul ăsta? Și acum mă simt prost. Poate că astea mă vor înveseli. Stai așa, am o idee. Voi pune acest cârlig lipicios pe tocul ușii și unul pe ușă. Vreau să creez un sistem de scripete. În continuare, am nevoie de o sfoară. Voi lipi sfoara de pachetul cu dulciuri. Totul e pregătit. Acum mă pot bucura de ele. Când Ashley intră în cameră, dulciurile sunt ascunse. Bună, draga mea! Nu mănânci dulciuri, nu-i așa? Voi fi cu ochii pe tine. Ce drăguț, dragă! Fiu, a fost cât pe ce! Sunt așa inteligentă! Asta e de rău! Foarte rău! Nu pot să cred că am luat nota 4! Mama o să fie așa supărată! Îți bați joc de mine? Chiar m-am străduit! Ai făcut familia de rușine! Eu nu pot permite să se întâmple asta. Dar ce pot să fac? Stai așa, știu. Cred că sunt pregătită. Vine mama. Mandy, ce faci? Cred că ești obosită după atâtea cumpărături. Lasă-mă să te ajut să te relaxezi. Ok, mi-ai pregătit o baie? Sigur că da. Mă simt așa răsfățată. Ce zici de o băutură răcoritoare? Mă răsfeți. Arată bine. Wow, trebuie să-mi dai rețeta. Aici, ia o mască de față. Asta se simte uimitor. Acum te voi împroșca cu fulgi de aur. Știu că sunt preferații tăi. Wow, am cea mai bună fiică. Nu uita asta. Deci, am primit nota mai devreme. Nu m-am descurcat așa bine cum credeam. Ăla e un 4? Ce? Deci, ce zici de mai mult aur? Asta te face întotdeauna fericită. Oprește-te, Mandy! Îmi era frică că s-ar putea întâmpla asta. Pot face doar un singur lucru. Ce faci? Haide să scăpăm de acea tensiune. Știi ceva? Chiar se simte bine. Aș putea să mă obișnuiesc cu asta. Nu mai am loc să desenez. Stai, mi-am folosit toate foile? Nu, nu mai pot să desenez. Mama! Ești ok, scumpo? Am rămas fără foi. Stai liniștită, privește! O să dau cu fierul de călcat pe foaie și cerneala o să dispară. Wow, vrăjitorie! Acum pot să desenez! Mersi, mamă! Nicio problemă, scumpo!
Haide, desenează ceva frumos! Uită-te la păpușa mea, mami! E drăguță, draga mea! M-am plictisit acum! O să mă joc cu ursulețul ăsta, în schimb! Of, m-am săturat și de el! Vrum, vrum! Oh, vreau jucării noi! Ce se întâmplă? Șt, mami urăște zgomotele! Nu ai un buton de oprire sau ceva de genul? Bine, ia cheile de la mașină! E ok, du-te! Mă gândeam eu că o să meargă! O să fie atât de distractiv! Wow! E atât de lucioasă! Și e doar a mea! Nici măcar nu am carnet! Puneți-vă centura, o să mergem cu viteză! Siguranța contează! Să o facem! Vroom! Wow, sunt cea mai bună șoferiță din lume! Titit, dați-vă din calea mea! Titit! Wow! Bună, ia uite ce mașină am eu! E uimitoare! Ești ok, scumpo? Ah, ok. Am înțeles. Ce mașină elegantă! Aș fi vrut să am o astfel de mașină. De-aș fi putut face ceva. Ha? Ce-i aia? E o mașinuță de jucărie? Cred că e ziua mea norocoasă! Pot să-i dau lui Annie? Dar trebuie să o conducă pe undeva. Știu ce să fac. Pune un tricou alb pe o suprafață plană. Folosește o carioca neagră ca să desenezi o linie curbată. Fă asta pe tot tricoul. Desenează o a doua linie creând un drum. Acum desenează marcajele de pe drum. După aceea începe să colorezi drumul. Vei să ocolești marcajele de pe drum? După ce ai terminat, ar trebui să obții așa ceva. E timpul să pornești motorul! Hei, Annie! Am ceva pentru tine! Dar asta nu e tot! Wow! Un drum! E uimitor! Vrum, vrum! E ca un mic masaj! E grozav, mamă! Asta e cea mai rapidă mașină din lume! Ia uite! Huh? Ups! E ok, scumpo! E doar o mică durere de spate! Ehem! E atât de umilitor! Ups! E deja dimineață? Trezire, doamnă! Scuze în privința florilor! În fine, cu ce ați dori să vă îmbrăcați? Nu știu! Cu niciuna dintre ele! Excelent, doamnă! Astea sunt frumoase! Nu! Oh, câți clipici! Nu, nu plac! Poate mergem pe ceva mai simplu? Nu! Am nevoie de un job nou! Vin acum, doamnă! Aoleu! O să mă doară mai târziu! Astea sunt toate hainele din casă! Nu! Serios? Stați puțin! Poate merge să folosim ochelarii ăia VR! Trebuia să mă fi gândit la asta mai din timp! Nu vreau să joc nimic! Puneți-vă ochelarii! Cine a stins lumina? Stați așa! Oh, asta e elegantă! În sfârșit! Nu-mi place! Normal că nu! Astea sunt simpatice! Cum arăt? Superb! Mersi, pot să pleci acum, vreau să dorm! Poftim? E o glumă? Urăsc focușul ăla! Of, sunt atât de obosită! Cred că trebuie să mă trezesc! Ce miroase așa? Ce scârbos! Ah, eu eram! Cu ce să mă îmbrac azi? Doar atât? Asta e tot ce am? Un tricou? Și are o gaură? Trebuie să mă îmbrac cu ceva! Se pare că trebuie să mă mulțumesc cu asta! E atât de nedrept! Aș fi vrut să am o nouă garderobă! Ce-i aia? Hei, am uitat de treaba asta! Poate așa merge să-mi găsesc o nouă ținută! O să fie super! E drăguța asta? Ceva un pic mai casual! Ce urmează? Oh, îmi stă bine în roșu! Ce păcat că n-am niciuna dintre hainele astea! Doar tricoul ăsta vechi! Știi ceva? Chiar e distractiv! Wow! Wow, mamă! Uită-te acolo! Ce e, scumpo? Uii! Sucul ăsta e bun!
E gol. Trebuie să-mi iau altul. Să mergem, mamă. Ok, dar să ne grăbim. Ce frumos e să stai jos și să te relaxezi. Sucul ăsta chiar e gol. Voiam să-l gust. N-are nimic, scumpo. Poate am cum să te ajut. Am niște apă. Apa e plictisitoare. Ah, ok. Știu. Am niște sirop de căpșune. Pot să-l pun în apă. Să nu vadă Annie. Cred că ajunge. Mamă, ce faci? Vreau suc. Am încercat. Viața e atât de crudă. Stai, cred că știu ce să fac. Pot să folosesc cutia asta de suc. O să o tai în două și apoi o să pun apa în interior. Annie nu o să afle niciodată. Eh, merge. Annie, ăsta e pentru tine. Serios? E grozav! Mersi, mamă! Nicio problemă, scumpo. Ador să am propria piscină. Uite-mă cum înot. Iu, ce greu a fost. Ar trebui să o iau mai ușurel. E atât de cald. Trebuie să mă răcoresc. Poftiți, doamnă. E o glumă? Ce e aia? E apă. Unchiule, avem o problemă. Vreau o băutură răcoritoare. Mă ocup. Nie-nie. Betty merită tot ce-i mai bun. Cel mai proaspăt suc de portocale. Imaginează-ți cum e să-i oferi apă. Stai liniștită, Betty. E ridicolă situația. Poftiți, doamnă. De ce a durat atât? O să-i spun mamicii mele. Servirea e groaznică. Deci, asta e casa mea. Wow, e imensă. Știu, stai jos. Wow, ai atât de multe jucării și mulți bani. Tu ce ai? Nu e ceva atât de impresionant. Asta e tot? Da, e maimuțica mea. Aoleu! Uite ce de genți! Ești atât de norocoasă. Sunt uimitoare. Wow! Da, am nevoie de o geantă nouă în fiecare zi. Vreau să mă uit mai atent. N-am mai văzut niciodată atât de multe genți. Sunt atât de frumoase. Oh, uită-te la asta. Ce faci? Nu te supăra. Dă-mi aia. E extrem de scumpă. Uite ce urme de degete. Eu am doar punga asta de plastic. N-am niciodată chestii drăguțe. Ah, oare ce-o fi în cutia aia? Unde te duci acum? Ia uite ce de chestii tari. Sunt doar niște gunoaie. Aș putea folosi cutia asta. Stai puțin. Ia uite ce ghiozdan nou am eu. Oh, l-ador! De unde l-ai luat? Îl vreau! Ia-l! Vai, e cel mai tare! E preferatul meu! Mersi mult! Poate vrei să facem un schimb? Trebuia să mă gândesc că e o șmecherie. Presupun că așa e corect. Dar nu sunt încântată. Poftim, poți o iei pe asta. Pe bune? Iată! Oricum, eu l-am pe ăsta. Nu încape pe raft. M-am răzgândit. Annie? Era chiar aici. Ah, mersi! Ce cadou drăguț! Uf, ce-i ăsta? Ah, credeam. Poftim, ia-l tu. Acum pleacă! Nu te mai vreau prin preajmă! Mergi în continuare! Poți păstra tortul ăla? Ah, ok, mersi! Wow! Tortul ăsta e plin de bani! Nu se termină!
Ce? Vreau eu toți banii ăia! Sunt bogată! E fantastic! Ha! A plecat! Mai e un alt tort? Hai mă, trebuie să fie bani pe aici pe undeva! Nimic! Și acum am și tort pe mâini! Of! Ah, da, coronița mea pentru sport! Trebuie să o port pe cea potrivită ocaziei! Mersi, poți pleca! Uf, ce greu e! Te descurci grozav, prințesă! Săritul coardei e cardio grozav! Și hopa sus! Genuflexiunile o să-mi întărească picioarele și trunchiul! Trebuie să arăt bine pe tron! Fă-mi aer, te rog! Nu uita să te hidratezi, prințesă! Mă simt așa bine! Bun, e timpul să încep iar! Uf! Nu-i nimic mai greu decât gălețile pline, jur! Trebuie să ajung acolo, sus! Uf! Ce mi-aș fi dorit un scaunel! Uf! Chiar simt cum îmi ard mușchii azi! Așa multe gunoaie de ridicat! Ce antrenament! Hei, mușchii mei par puternici! Bun, sunt pregătită de școală! Ăsta e caietul potrivit! Bună, ești gata de ore? Lucrurile mele, te rog! Da, astea sunt toate materiile mele! Pleacă, te rog! Am terminat cu tine momentan! Ceva nu e în regulă! Ah, da, normal! Asta e ora de mate! Ăsta e laptopul care-mi trebuie! Ce? Baterie scăzută? Ha, caietele și pixurile nu au nevoie de baterii! Da! La naiba! Are dreptate! Ce mă fac? Uite, poftim! Ia o bucată din foaia mea! Ah, păi, mersi! Ia și un creion! Și apoi am zis, scuze, ai spus un alt ponei? Hei, uite, o petrecere! E azi la școală, da! Prințesele sunt făcute pentru petreceri! Totuși nu merge rochia asta, îmi trebuie ceva mai bun, ca asta! Da, asta e o ținută de petrecere pentru o prințesă! Wow, e frumoasă! Cred că ar trebui să mă schimb și eu! Credeam că am făcut mișcarea fix ca ea! Probabil că nu o fac cum trebuie! Unde se duce doza aia? Pe jos, cred! Ar trebui să o ridic! Stai puțin! Cred că pot folosi chestia asta! Da! Rochia asta nouă a ieșit exact cum mi-am imaginat! Ador cum se mișcă! Ce mai faci? Oh, Doamne! Wow, ce rochie nouă interesantă ai! Ah, mersi, mi-am făcut-o singură! Și cum ți se pare petrecerea asta? Stai pe loc! Filmul ăsta nu e gratis! Ah, normal, o secundă! Glumești? Nu primim mărunțiși! Trebuie să pot face ceva! Ce zici de coroana mea? Chestia asta e făcută din hârtie! Nu, acceptăm doar bani adevărați! E super amuzant! Nu pot să cred că a făcut asta! Au! Mă doare burta când râd așa de tare! Hei, stai pe loc! Of, banii sunt o corvoadă, poftim! Ok, oare ce-o fi în interior?
Nu se poate! Lingouri de aur adevărate! Se pare că ăsta a devenit un eveniment privat. Și cu așa bănet, măcar de aici... Floricele, te rog! Delicioase! E timpul să-mi ridic picioarele și să mă relaxez! E timpul să mă pregătesc! Culoarea asta îmi stă perfect! Să nu-mi uit diamantele sau rimelul și parfumul, desigur, creat special pentru mine. Și acum să mă îmbrac! Coroana mea, te rog! Perfect! Sunt gata de culcare! Somnușor, prințesă! Ce e locul ăsta? Cred că este la apă special care arată ca un tocilar. Nu s-a întâmplat nimic. E stricat? Ce ciudat! Ce se întâmplă? Wow! Arăt bine! Locul ăsta mi se potrivește! Vai! A fost doar un vis. Sunt tot o tocilară? Wow! Toată lumea din revista asta e atât de chic! Sunt atât de norocoși! Aș fi vrut și eu să fiu pas cu moda! Ce interesant! Nu se poate! Dragă, trebuie să-ți rezolvi sprânceana aia! Ia-ți o pensetă și pensează-te! Tocmai am fost insultată de o revistă? Adică nu arată așa de rău, nu? Probabil că ar trebui să fac ceva în legătură cu asta! Dar ce? Nu am o pensetă! Peinarul meu! Poate să găsesc aici ceva ce aș putea folosi. Lipici? Nu. O periuță de sprâncene? Nu, nu merge. Există o singură soluție. Trebuie să merg la cumpărături. Wow, ce de produse! Sigur au pensete aici. Unde sunt? Aha! Wow, ce de variante! Asta e potrivită! Sigur o să-și facă treaba! În curând o să am două sprâncene! Ce zi! O să iau pe asta, vă rog! Sigur o să... Aoleu! Ajung? Nu, costă 50 de dolari! Pentru o pensetă? Nu-mi permit așa ceva? Hei, cred că pot să te ajut eu! Poți să folosești niște monede ca să-ți pensezi sprâncenele? Ai încredere în mine! Ok, dar o să mă doară? Există o singură metodă prin care putem afla. Apropie monedele și ele o să apuce firicelele de păr. O să le smulgă imediat. Mă bucur că avem un aspirator în magazin. Cred că am terminat. Uită-te în oglindă. Wow! E uimitor! Mulțumesc! Nicio problemă. Aproape am terminat. Gata. Mama zice că trebuie să am grijă de părul meu. Ce coș imens! Nu, nu pot să-l storc. Poate dacă-l storc rapid. Dar a fost atât de incitant. Trebuie să șterg mizeria asta. E cremoasă. E mult mai bine. E timpul să mă culc. E așa confortabil. Ce somn grozav. Văd totul în ceață. Unde-mi sunt ochelarii? E mult mai bine. Nu e! Sunt plină de coșuri! Ce e cu gălăgia asta, scumpo? Adică, bună, scumpo! Arăt groaznic! Ok, putem rezolva problema asta. Ai nevoie de un pic de machiaj. Stai liniștită! În mod normal se acoperă cu un pic de corector. Crezi că o să meargă? Nu! Nici când! Să mai căutăm! Cred că astea o să meargă! Ce sunt alea? Sunt plasteri pentru coșuri! Sunt foarte utili! O să pun plasturii pe coșurile tale! Noroc, avem mulți! O să avem nevoie de ei! Asta-i tot? Relaxează-te! N-am terminat încă! Ok, hai să-i scoatem!
au făcut coșurile să dispară. Adio, acne! Ia uite! Wow! Ce vrajă e asta! Uimitor! Mersi, mama! Nici o problemă, scumpo! Te iubesc! Grozavă oră de sport, elevi! Duceți-vă la dușuri și spălați-vă! Eu pot! Abia aștept să mă spăl! Grăbește-te! Le-am luat! Ah, ce bine e! Uh-oh, haide! Hei! Ce ciudat! Trebuie să mă îmbrac! Nu pot să merg așa toată ziua! Hainele mele! Unde sunt? Oh, nu! E nasol! Stai puțin! O să o iau pe aia! Și am nevoie de asta! Arăt binișor! Imaginează-ți! Concentrează-te! Trebuie să fie ceva cu ce m-aș putea îmbrăca! Ah, covorașul ăsta de yoga ar putea fi util! Are lungimea potrivită? Ups, sper că nu e nimeni pe aici! Ce rușinos! Ha? Ce e ăla? Wow, fix ce-mi trebuie! Nu pot să las pe nimeni să mă vadă! Puțin mai departe! Wow, ia uite ce mușchi! Poate viitorul meu iubit o să meargă la sală? Aproape am ajuns! Hei! Psst! Bine, o să-l iau! Așa, da! Dar nu am pantalon! Trebuie să găsesc o soluție! Știu! E timpul pentru niște modificări! O să fac o tăietură pe mijlocul hanoracului! Trebuie să am grijă! Arată bine! Acum pot să întorc invers chestia asta și să o port pe post de fustă! O strâng la spate și o fixez cu o curea! Ce simpatic arată! Poate că ar trebui să-mi fac o meserie din treaba asta! Ah, acum pot să mă duc la ore! A fost o farsă epică! Nu se poate! Cum a făcut asta? Ce s-a întâmplat aici? De fapt, nici nu vreau să știu! Ah, o clientă! Bună! Hei! Ce vreau? O să iau prăjitura aia, te rog! Ok! Unde să mă așez? Ador prăjiturile! Ah, e Alex! Bună! E atât de amuzant! Sper că nu m-a văzut! Poți să stau cu tine? Scuze, locul ăsta e ocupat de ghiozdanul meu, vezi? Așa e! În fine, ce răutăcios a fost! Poftim, ia încă o prăjitură! Nu știu! Vreau mai mult! Totul a început cu o prăjitură gratis! A fost cea mai bună zi din viața mea! Nici gând! Încercam doar să te înveselesc! Wow, ador machiajul tău! Ah, mersi! Îmi arăți și mie cum se face? Ai nevoie doar de o lingură și o furculiță! Glumești, nu? Nu, să începem! Puneți lingura peste ochi, apoi aplică fardul de ochi pe deasupra lingurii. Acum umple restul cu mâna. E atât de rapid și ușor! Acum trecem la furculiță. Ține-o oblic și bagă pensula printre dinții ei. Te ajută să obții niște codițe. Acum trebuie să aplic fardul și la baza pleoapei. Ok, hai să adăugăm un pic de sclipici. Mereu arată bine. Am terminat. Stai să-mi aranjez părul. Wow, arată uimitor. Mă simt atât de frumoasă. Mersi. Nici o problemă, du-te. Da. Bună, wow. Alex. Gabi, nu te-am văzut mai devreme? Vrei să mergi la petrecere cu mine? Pare ceva distractiv. Da, de ce nu? Am o întâlnire! Wow, Alex m-a invitat în oraș! Abia aștept! Dar nu pot să mă îmbrac așa! Cu ce o să mă îmbrac? Unde-mi sunt toate hainele? Clar trebuie să mă duc la cumpărături!
capsulioară? Uite, sunt un designer de modă! Hei, aia e a mea! Termină, o să-mi distrugi hainele! Dar le făceam frumoase! Ia uite! Mie-mi place! Folosim chestia asta! O jucărie? Super! Nu e o jucărie, uite! Vezi? E vorba despre strălucire și farmec! Am citit că asta e moda în Paris! E greu să fiu un simbol al modei! E atât de chic! Ești foarte talentată! O meriți! Oh, mersi! Cred că sunt gata de întâlnire! Urează-mi baftă! Nu-mi vine să cred că e de-abia luni! Uf! Wow, tipul ăla-i super drăguț! Vai de mine, îmi face cu mâna! Hei! Stai, de ce te duci acolo? Ce fraieră sunt! Și problemele continuă să apară! Wow, ce-i aia? Poate a scăpat-o cineva? Eh, ce-am găsit al meu să fie? Oricum nu se uită nimeni în direcția mea! Ce e în ea? Wow! Cred că situația se îmbunătățește în sfârșit! Și pentru prima dată văd lucrurile clar! Ia să vedem cum mă tratează oamenii acum! Oare o să mă observe cineva? Wow! Pot să te conduc în clasă? Ah, stai la coadă, amice! Of, uite-l cum stă acolo! Nici măcar nu știe că exist! Uite ce deștept e! Îl iubesc atât de mult! Oh, aia e iubita lui! Hey. Aha. Și totuși, ce vede la ea? Probabil că multe! Eu nu o să arăt niciodată așa! Bună, scâmpule! Bleh, de ce m-am așezat la mijloc? Măcar sunt aproape de iubirea mea! Păcat că sunt invizibilă! Ah, bună, frumoasă! Asta e pentru dragostea mea! Eu dai tu? A? Lui! Ok! În fine, ce sunt eu, poștașul tău? Oricum, ce scrie pe foaia asta? Oh, pe bune? Nu vreau să-i dau așa ceva! Oh, ce porcărie! Poftim! Ce? Ah, mi-a trimis niște pupici, a? Și eu te pup! De parcă școala nu era destul de grea! Of, m-am săturat să trăiesc așa! Ești atât de frumoasă, nu? Tu ești atât de atrăgător! E puizant! O să arăt eu vreodată ca fetele alea superbe? Cu buze mari și seducătoare? Poate o să iau situația în propriile mâini! Poate că părul meu are nevoie de mai mult volum! Oh, rujul e un început bun! Trebuie să mă dau cu mult! Sunt superbă! Acum o să-mi imprim pupicul frumos! Mua! Atât de subțiri sunt buzele mele? Oh! N-am și eu o clipă de liniște! Bleh! Ruj idiot! Of! Super enervant! Nu mai suport părul ăsta desfăcut! Hei, stai puțin! Poate merge să folosesc chestiile astea pe buze? Trebuie să-mi pun sângele în mișcare! Aha, deja arăt mai bine! Și acum așteptăm! Ok, cred că ajunge! Oh, așa da! Groase și apetisante! Foarte diferite de buzele mele subțiri și penibile! Perfect! Deja mă simt mult mai încrezătoare! Oh, iar voi doi! Nu știu ce e atât de amuzant, dar mă rog! Se întoarce roata! Oh? Ce-i asta? Wow, mi-a trimis un pupic! Ne vedem mai târziu, scâmpule! Wow, e nouă? Hei, dă-mi aia! Nu, puiule, pe tine te iubesc! Da, mă bucur mult că în sfârșit am ieșit împreună! Wow, mersi! Vrei să ne sărutăm? Ok! Ce-a fost asta? A venit? Nu pot să cred că am dormit prea mult! De ce nu mi-a sunat alarma?
Trebuie să mă grăbesc. Oh, nu! Tenul meu e îngrozitor! Aoleu! Ok, calmează-te, se rezolvă. Îmi trebuie niște plasturi pentru ochi. Poftim? Oh, o să-mi dau cu niște apă rece pe față. Oh, ce rece e! Poftim? Oh. Hei, merită să încerc, nu? Pungi de sub ochi, dispăreți! Auci! Încă par abia trezită. E cineva acasă? Oh? Se aude suneria? Bine! Nu așteptam pe nimeni. Da? Intră! Ok, urmează-mă. Poți să aștepți aici, bine? Simte-te ca acasă. Aoleu, de ce nu merge nimic? Se pare că așa stau lucrurile. Sunt cool ăștia, nu? Ah, cum te-ai intrat aici? Nu m-a văzut încă. Mai am nevoie de câteva minute. Scumpo? De ce ți-e atât de frică, draga mea? Lăsă-mă în pace, mamă! Adolescenții din ziua de azi! Ce este? Fața mea, mamă! Oh, am trecut și eu prin asta! Dar știu un truc util! Eu și prietenele mele făceam asta mereu! Ai nevoie doar de un castravete și de o răzătoare! Vezi? După ce l-ai ras pe tot, înmoai o dischetă de machiant în el! Două jumătăți, una pentru fiecare ochi! După ce s-au umezit bine, pot scăpa de pungile de sub ochi! Ștergeți lacrimile! Poftim? Cred că ai nevoie de chestiile astea, scumpo! Plasturi pentru ochi? Wow! Sunt și reci! Acum ieși din frigiderul ăla! Deja se simt mai bine ochii ăștia! Gata, cred că le-ai ținut destul! Și? Wow! Au revenit la normal! Aha, acum du-te! Scuze că te-am făcut să aștepți! A meritat așteptarea, nu? Wow, astea miros fantastic! Ah, sper că am făcut destule! O treabă grozavă! Capodopera mea! Oh, da! Arăt răznet! Încheiată sau descheiată? Coafiura asta e beton! Woohoo! Bunico! Ți-am făcut fursecuri, ursulețule! Bunico, mă duc la o petrecere! Poate mai târziu, ok? Scuze! Ce petrecere e asta? Chiar te duci? Îți stă mai bine așa, draga mea! Bunico, ai putea să nu faci asta? Stai să te aranjez eu! Oh, încetează! N-am nevoie de ajutorul tău! Adolescenții ăștia nu au pic de respect! Am muncit din greu în bucătărie și pentru ce? O petrecere? Oh, nu! Și-a uitat geanta! Nu poate să ajungă departe fără asta! Of! Cred că am ajuns unde trebuie! Uite-o! Ah, stai! Geanta ta! Of, picioarele astea nu mai sunt la fel de rapide ca pe vremuri! Bună! Nepoata mea și-a uitat geanta! Pot să mă duc să-i o dau? Intră doar elevii! Înțeleg, dar e important! Oglindă? Dar pentru ce? Nu pricep! Îți e frică de câteva riduri? Bine atunci, ce prostie! Încercam doar să o ajut! Of! Stai! Pun pariu care farduri aici! Stai să văd! Ce e drăcia asta? Arată amenințător! Ia să văd! De fapt, se simte chiar plăcut! Pielea mea devine mult mai fină! Wow, ce aventură! Chiar arăt bine acum! O păstrez pe asta! Ce avem noi aici? Un hanorac? Hei, îmi vine perfect! O mai fi ceva util pe aici?
Stai așa! Îmi par cunoscută! Unde te-am mai văzut? Bine, intră! Woohoo! Ursulețule! Poftim? Bunico? Da, ți-ai uitat geanta! Și dacă tot sunt aici, mă gândeam că poate vrei unul! Bunico, ce să fac cu astea? De fapt, astea mă fac populară! Oh, ce drăguță sunt! Ce bine e să ai o băutură caldă! Niciuna dintre astea nu e bună! Pot să-mi faci o poză? Sigur! Ups! Cafeaua mea! Ce mă fac? Ah, știu! Sorb, sorb, sorb! Vai, ce e în neregulă cu tine? Poftim, folosește-i pe ăștia! Ai nebunit? Ce are? E doar un pic de mărunțiș! Dacă sunt rapidă, o să fie ok! Ce amuzant! O petrecere! Cu ce să mă îmbrac? Asta arată bine! Oh? Oh, nu! Nu este un look ok? Aoleu, seamăn cu Bigfoot! Trebuie să rezolv cumva problema asta! Haide! Alo, am nevoie de ajutorul tău! Ok, cu ce avem de face? Începem! Pune-ți ăștia! Nu sunt de designer, dar ok! S-ar putea să simți o mică înțepătură! E aproape gata! Și-am terminat! Wow, n-am simțit nimic! Oh! Poftim, i-ai câștigat! Sigur, mersi! Chestia asta e mai puternică decât am crezut! Eu trebuie să plec! Care-i problema ei? Părul meu! Sunt cheală! Abia aștept să merg la petrecerea asta! Dar nu pot să merg în halul ăsta! Zici că e o pădure! Ar trebui să mă rad! Trebuie să fie pe aici ceva ce pot folosi! Lama mea dragă! Of, cred că a avut și zile mai bune! Ce altceva mai e pe aici? Oh, o lamă nouă! Dar are nevoie de un mâner! Asta s-ar putea să fie utilă! Cred că e posibil să meargă! O să-mi fig furculița în lamă! Acum o să am niște picioare fine! Încep! Ușurel! Oh, a fost cântece! O mână e gata! Uf, în sfârșit am terminat! Nu a ieșit atât de bine pe cât mă așteptam! Sunt cam mulți plasturi! Se pare că o să stau acasă! Tipic! Oare unde-o fi? Ai venit! Astea sunt pentru tine! Pentru ce chestia asta? Nu vreau! Mi-am adus propriul accesoriu! Ok! Vei să mă prinzi din unghiul bun! Lumina asta e ok? Sigur! Hai să ridicăm niște greutăți! Ah, simt cum arde! Arăți bine! Ajunge! Și acum exercițiile pentru trunchi! Ești gata? Ce muncă intensă! Ah, e super! Te-am prins! Ok, oprește-te! Deja e prea mult! Ce antrenament! Poftim telefonul! Pe bune? Arăt oribil! Ce-a fost în mintea ta? Camera asta e atât de murdară! Să o facem! Sunt pregătită! Unde au ajuns ăștia acolo? Sunt atât de leneșă! Totuși, mi-a venit o idee grozavă! Dacă agăț blugii peste ușa asta... Și apoi o închid... Iar acum bag mătura prin găici... E locul ideal pentru ridicări! Durerea e doar temporară! Wow! A fost super! Ia uite ce mușchi! M-a prins febra sportului! O să așez scaunele așa! E mult mai dificil! Wow! Poate merge să folosesc cârpa asta!
pot rata antrenamentul pentru picioare? Iu, să vezi cum o să mă simt mâine! Și podeaua e curată! Ăsta da antrenament reușit! Mă bucur mult că ai venit! Mă întorc imediat! Nu pot să cred că locuiești aici! E frumos! Ce? E cineva acolo? Alo? Probabil că nu e nimic. Ok, e ceva ciudat. E doar în imaginația ta. Nu există fantome sau monștri. Ceva? Tocmai m-a atins. A început! Roboții se răscoală. O, ba, nu! Întoarce-te! Ce-a fost aia? Ce se întâmplă? Crezi că pot să scap de mine? Bună, Mickey! De ce te lupți cu aspiratorul meu? Aspiratorul tău? Da, acum trebuie să fac curat. Ținuta asta e drăguță. Oh, nu, sper că e ok. Grozav, erau blugii mei preferați. Se pare că trebuie să mă schimb. Sigur că sunt ceva de purtat. Trebuie să spăl niște rufe. Stai puțin. Și acum o să fiu creativă. Wow, arată super. Și nu mai trebuie să spăl rufe. E timpul să plec. Serios? E atât de nedrept. Fiecare paiet a fost cusută de mână. E ultima modă la Paris. Nici gând, o urăsc. Ce zici de asta? Ia-o de aici! Ce altceva mai ai? Găsește-mi ceva de purtat! Revin imediat! Unde pleci? Ok, am cutia asta! E o chestie exclusivistă! Oh, și scumpă! În sfârșit! Wow, trebuie să ia! Sunt perfect! Mă duc să-i probez! Nu te grăbi! Iar am făcut-o! Sunt genială! E atât de palpitant! De ce o să cheltuiesc banii? Ce zici? Știu, arăt uimitor! Poftim? Banii nu pot cumpăra stilul! Mersi! De ce durează atât? Burgerul ăsta arată grozav! Mi-e atât de foame! Oh! Bon apetit, madame! Nu, iar! M-a plictisit de burgeri aurii! Măcar nu e ramen! Arată apetisat! Aș mânca niște ramen! Hei, Essie! Vrei să facem schimb? Normal! O să savurez chestia asta! Ce miros plăcut! N-am mai mâncat un burger de atât de mult timp! Au! Dinții mei! Ce e ăla? Un lanț de aur? Trebuia să fie acolo? Îi da aromă! În fine! E atât de suculent! Au! Acum ce mai e? Un inel cu diamant? Asta-i ziua mea norocoasă! E atât de frumos! Și-mi vine bine! E ceva cu mat aici! Un morcov din plastic? Oh, wow! Cui pasă? Ramenul ăsta e delicios! Ar trebui să facem schimb mai des! Iu, ce antrenament greu! Trebuie să mă odihnesc! Da, ce gogoașă apetisantă! O să fie delicioasă! Stai puțin! Asta nu e o gustare sănătoasă! În plus, avem o regulă strictă! Nu ai voie cu mâncare la sală! Serios? Și eu ce mă fac? A plecat? Oh, care-i faza? Ce-ai pățit? Ți-e foame! Te ajut eu, nu-i bai! Ia uite! Poftim? Wow, nu cred! E incredibil! Nu vine să cred că ai adus pe furiș doi hamburgeri! Bună! Pot să intru, te rog? Nu cred.
Vezi semnul ăsta? Nu ai voie cu mâncare. Glumești? Nu poți face o excepție? Oh, stai puțin! Ce bine arată, e în formă maximă! Sigur o să câștige meciul ăsta! Vreau și eu să arăt ca ea! Hei, lasă-mă să intru, ok? Sigur, sigur! Am o idee, super! Scuze, mă întorc imediat! Ok, am mănușile astea de box. O să iasă perfect! Am și niște bezele moi! O să încep prin a le alinia pe spatele mănușilor! Ha, ia uite, ce tare! Și ce de bezele moi! Hei, am venit pentru meci! Lasă-mă să intru! Unde mi-e jucătoarea? Hei, uite-o! Ce faci aici? Uite cât e ceasul! Tu, lasă-o să intre! Ne faci să întârziem! În regulă, sunteți amândouă în colțurile voastre? Bun, apropiați-vă de centru! Sunteți gata? Da? La luptă! Stai, stai, stai! Cred că am făcut o greșeală! Poftim! Ia de aici! Wow! Sunt delicioase! Da, super! Atenție! Ce faci acolo? Oprește-te! Nu mânca mănușile de box! Hai, învinge-o! Fă-o să sufere! Oh. Nu vine să cred că m-a bătut! Eram sigură că am exersat suficient! Am muncit atât de mult! Ce zi ratată! Stai puțin! Știu ce o să mă ajute să mă simt mai bine! Ceva bun! Am nevoie de ciocolată! Ce zi îngrozitoare! Oh, care-i faza? Nu am voie cu mâncare și băutură în vestiar? Nu, nu se poate! Nu pot accepta așa ceva! Am nevoie de întăriri! Așa, cu ce să încep? O să încep prin a răspunde la telefon! Hei, ce faci? Poftim? Ok, am înțeles! Sigur, nu-i bai! Ne vedem imediat! Ok, cum o pot ajuta? Nu pot intra direct cu toate gustările astea! Trebuie să pot face ceva! Hei, asta cred că ar putea funcționa! Bun, am nevoie de punga asta de chipsuri! O să o ascund fix aici în față! Să nu uit de bomboane, o să le lipesc aici! Ok, cred că-i ajung gustările astea! Acum am nevoie de o jachetă! Cred că o să ascundă perfect gustările! O să închid fermoarul! Da, par plină de mușchi! Hei, ce faci? Am auzit că ai nevoie de ajutor! Wow! Ce naiba? Arăt impresionant, nu-i așa? Și ia uite! Nu sunt mușchi! Sunt toate gustările dulci și sărate de care ai nevoie! Sigur o să te ajute să te simți din nou bine? Da! Zahărul e soluția! Ce tare! În regulă! Acum sunt gata să-mi iau revanșa! Atenție! M-am întors! Uitați ce mușchi am! Vreau să-mi iau revanșa! Ești gata? Of, ce greu e! Da! Am câștigat! Te-am bătut! Sunt cea mai tare! Poftim! Nu vine să cred că am pierdut! Oh, ce zi îngrozitoare! Da, îmi plac bicepsii mei! Burgerul ăsta nu mă ajută să mă simt mai fericită și nici să fiu în formă! Hei! Da, ce e? Îmi fac exercițiile! Poți să mă ajuți? Vreau să arăt așa! Vreau și eu brațe tonifiate ca ea! Pare atât de puternică! Nu știu ce să zic. Ok, cred că te pot ajuta. Lasă-mă să te analizez puțin. Ești gata? Să-i dăm drumul! Vrei burgerul ăsta? Trebuie să faci câte un abdomen pentru fiecare mușcătură. Și acum pizza! Haide, trebuie să faci un efort! Încearcă să ajungi la ea! Fiu, ce greu a fost! Sunt epuizată! E aici? Mă vede? O să mănânc pe furii jeleurile astea. Le merit din plin! Stai puțin, am o idee și mai bună! Mi-a venit o idee apropo de dulciuri și de manșeta asta! Da! Fiți atenți la mine! Să nu uit de încheieturi! Manșete dulci! Sunt genială! Și n-am terminat! Și returi comestibile! Da! Super! Acum sunt gata să continui exercițiile! O să folosim asta la următorul set! Oh, nu! Nu mai am nevoie de asta! Serios? Wow! Trebuie să recunosc că m-a impresionat! A plecat! O să mănânc rapid ceva bun! Să nu spuneți nimănui! Bun, sunt gata! Tu? Salut! Bine ați venit la noi la sală! Ia uitați, vă plac mușchii mei? Am luat suplimente dintre astea! Ah, da, nouă nu ne trebuie! Avem propriile suplimente! Am înțeles! Zi frumoasă! Bun! Hai să ne așezăm aici! Să uităm încoace? Nu, e ocupat cu altceva! Nu se uită la noi! Hai să o deschidem atunci! Ce de bomboane! Să
suntem geniale! Nu-mi vine să cred că le-am adus pe furiși la sală! Hai să mai mâncăm câteva! Ce fac acolo? Pune-i rapid capacul la loc! Se uită la noi! Sigur au adus pe furiși ceva dulce! Lasă că le învăț eu minte! Am un plan! Fac altceva, deci pot să mă furișez prin spatele lor. Și eu să fac schimb între borcanele astea două. Gata, retragerea! Vreau ceva bun! Of, mi s-a făcut cam foame! Îmi chiure stomacul! Da, și mie! Atunci soluția e să mai mâncăm niște dulciuri! Ok, suntem bine! Nu se uită la noi! Abia aștept să văd ce fețe o să facă! Așa, în gură cu voi, bomboane delicioase! Hai la mama, bomboane delicioase! Ce naiba? Oprește-te! Ce naiba e asta? Sunt plină de pudră! Ce naiba? Nu cred! Imposibil! Ha, uite ce mușchi am! Ce tare! Sunt plină de mușchi! Și nici măcar n-a trebuit să ridic greutăți! Ce zi genială! Abia aștept să-mi încep ziua cu ceva delicios! Oh, ce brioșe frumoase! Mersi mult, mama! Abia aștept să le mănânc! Bun, ia să vedem! De fapt, stai puțin! Da, antrenoarea mea n-ar fi deloc de acord cu acest mic dejun! Of, ce să fac? Știu! O să întorc poza invers ca să nu mă poată vedea! Ce deșteaptă sunt! Acum pot să mănânc micul dejun! Cum merge treaba, brioșă? Vii cu mine imediat! Da! Ce bine că s-au terminat orele! Am nevoie de o pauză! Ia să-mi caut ciocolata ascunsă! Da! Ce naiba! Credeai că nu te văd? Ei bine, te-am văzut! Hai cu mine! Așa! V-am prins pe amândouă mâncând dulciuri! Treceți la treabă! Sigur! Fă rapid niște genuflexiuni ca să o calmăm! Ce se întâmplă aici? Vai de mine! Oh, mama! Ajută-mă! Imediat! Stai să-ți dau ceva de mâncare! Cârnatul ăsta e plin de proteine și o să-ți dea energie! Oh, la naiba! La sală e interzis accesul cu mâncare! Stai puțin! Cred că mi-a venit o idee! O să modific coarda asta! O să-i dau jos mânerul ăsta! Și o să bag cârnatul în loc! O să împing coarda în cârnat! Așa! În loc de mânere, coarda are acum niște gustări cărnoase! O să o las aici ca să o poți găsi! Noroc! Ce genuflexiuni grele! Sunt epuizată! Gata! Ați făcut destule genuflexiuni! Acum avem nevoie de corzile astea! Poftim! Luați astea și treceți la treabă! Săriți coarda! Nu cred! Mama mi-a lăsat niște gustări ascunse! Hei, îmi dai și mie unul, te rog? Ce bine arată! Nu știu ce să zic, nu vreau neapărat să văd filmul ăla! Stai puțin! Hei, treceți la treabă! Vreau să vă văd sărind coarda! Ok, nu mai atentă la noi! Dăm cărnatul înapoi! Ea e mama mea! De ce sunt atât de săracă? Și el e tatăl meu! Hai să mergem! Nu cred! Azi e ziua mea de naștere! Wow! Ăsta e pentru mine? Fetița mea merită tot ce e mai bun! E moale și drăgălaș! La mulți ani, scumpa mea! Mersi, tati! Mai am ceva pentru tine! Îl puteți aduce! Uite, un tort delicios special pentru tine! Oh, ador torturile! Cine nu le adoră? Dar n-am terminat! Cadouri! N-am terminat! Ești gata pentru cadoul principal? E ceva genial! Hai încoace! Wow! Știu, e uriaș! Ce e înăuntru, tati? Bună! Vrum, vrum! Acum ai propriul tău șofer! Hai să mergem! Petrecerea numărul 2! Oare ce-a plănuit mama pentru mine? Bună, mami! La mulți ani, scumpa mea! Am ceva pentru tine! L-am ambalat singură! Cealaltă șosetă! Mersi, mami! Acum am două! Să nu uit de tort! Ia și tu o felie, mami! Mersi, scumpa mea! Ce drăguț din partea ta! Nu, vreau două iahturi și un avion! Pa! Bună, tati! Aoleu!
Ajutor! Te salvează, tati! Te-am prins! Era cât pe ce să cazi? Ești bine? Mi-a trecut toată viața prin fața ochilor! Cum adică e în operație? Am nevoie imediat de un doctor! Fetița mea a avut o experiență traumatizantă! Am nevoie de ajutorul unui medic! Mă face să mă întreb ce e cu adevărat important în viață! Ați cerut ajutor? Wow, ce rapid s-au mișcat! Trebuie să o ajuți pe fetița mea! Mă ocup imediat! Când o să mă simt mai bine? Așează-te comod! Asta o să te răcorească! Acum trebuie să așteptăm! O să fie bine? Sunt foarte speriat! Să nu te apropii de lumină, ok, scumpa mea? Ok, tati! Ce relaxant e împletitul! Mami, am căzut! Nu cred că ai pățit nimic, ia să văd! Vai de mine! Te ajut imediat! Punga asta cu legume congelate e fix ce trebuie! Întinde-te pe spate! E rece, dar o să te ajute! Trebuie să așteptăm! O să termin de împletit! Împletitul e mai greu decât credeam! Ok, ia să vedem cum arată vânătaia! S-a retras complet! A funcționat perfect! Și putem găti legumele la cină! Sper că ți-e foame! Deja e ora de culcare? Hai, trebuie să te culci! Sper că stai bine! Așa! Vise frumoase! Nu vreau să dorm! Vreau să mă joc! Acum mă pot relaxa! Poate găsesc vreun film! Mami, habar n-are ce fac! Telecomanda nu funcționează! Nu are baterii! Ce ciudat! Ce distractiv e! E mult mai interesant decât somnul! Ce faci acolo? Ceva e în neregulă! În liniște! Încetişor! Credeam că ți-am spus să te culci! Ce-i asta? Am păcălit-o! De ce mi-ar face așa ceva? Stai puțin! Ce amuzant a fost! Treci în pat! Dă jocul încoace! Îți iau bateriile! Trebuie să te culci! Fii cu minte! A fost o glumă! Poate acum mă pot uita la televizor! Ia să vedem ce găsesc! Oh, asta pare interesant! Câtă tensiune! Oh! Nu mă mai pot opri! Oh, nu! Ce-i asta? E doar un balon! Stai, ăsta de unde a apărut? Ce înfricoșător arată! Iar îmi face farse! Te-am păcălit! O să am coșmaruri din cauza ta! Nu vine să cred că te-am păcălit a doua oară! Vino încoace! Hai să găsim ceva drăguț la televizor! Ceva care să nu ne sperie! Somn ușor, scumpa mea! Sper să visezi bani și unicorni! Ok, ești gata de culcare! Noapte bună, tati! O să mă joc puțin înainte! Ce se aude? Ups! Stai puțin! Dă-mi telefonul! Noapte bună! Și celălalt! Bine! Nu credeam că o să observi! Și eu am fost tânăr odată! Știu toate șmecherile! Nu e corect! Oare ăsta ce face? Am fost chemat! Dorința ta e poruncă pentru mine! Poftim ceva pentru deranj! Mulțumesc mult! Ești bine, scumpo? Nu e ceea ce pare! Pot să vă explic! Te-am mai avertizat odată! Trebuie să fug! Sigur a durut! Așa o să se învețe minte! Atrăgătorul prinț a salvat prințesa! Și apoi au trăit fericiți până la adânci bătrâneți! Mă poate ajuta cineva? Bună, mami! Ai avut o zi reușită la școală? Mi-a fost dor de tine azi! Ce de dulciuri! Vezi ceva care-ți face cu ochiul? Am o mulțime de prăjituri!
Mami, îmi iei ceva dulce? Te rog! Chiar că arată bine! Sigur o să vă placă, sunt foarte dulci! Haideți, doamnă, faceți-i pofta fetiței! Asta e tot ce am! Asta e tot? Scuze! Păi, nu ajunge! Vă rog, doamnă! Cum aș putea spune nu unei așa fețe? Păstrați-vă banii! Poftim! Uite, mami! Îmi pare rău, scumpa mea! Tati! Oh, hei! Cred că vă pot ajuta! Cred că ăștia ajung! O servietă? Serios? Ok, ia să vedem! Vai de mine! Sunt bogată! Luați-le pe toate! Plec în vacanță! Ha-ha! Cine vrea înghețată? Poftim! Wow! Ce rochiță drăguță! Vreau și eu una! Hei, scumpa mea! Ce faci? Vreau rochița asta, tati! Oh, e drăguță? Stai puțin! Am o idee! Alo? Super! Ce mai vrea acum? Alo? Fetița mea vrea o rochiță elegantă! Te rog să te ocupi! Ai înțeles? Da, sigur, domnule! Wow, ce de rochițe! Învârte-te puțin! Nu știu ce să zic de culoarea asta, nu cred! Cred că am ceva pe gustul tău! Ce zici de ceva strălucitor? Nu e stilul meu! Ți-ar sta bine cu asta? Nu-mi place! Trebuie să-ți placă ceva! Așa mai vii de acasă! E perfectă! Mă simt ca o prințesă! Wow, felicitări! Ai reușit și de data asta! Fetița mea citește! Ce rochiță urâtă! Wow, asta da rochie! Aș arăta super îmbrăcat așa! Mami, îmi cumperi rochia asta? Cât costă rochia asta? Dar e atât de frumoasă! Nu mi-o permit, trebuie să găsesc o soluție! Poate dacă o fac singură! Mai ales că mă îmbrac după ultimele tendințe! O să tai aici... Un pic de scotch... Arată bine! O să fiu drăguță foc! Mai am de adăugat ultimele detalii! Gata! Ce părere ai? Îmi place foarte mult, mami! E fix ce-mi doream! Mersi! Trebuie să stai în casă? Se spune că nevoia te învață! Iar aceste trucuri de machiaj sunt extrem de inventive! Doamne, sunt așa de plictisită! Ce? Nu se poate! S-o fac? Sau să n-o fac? S-o fac! Ce? E gol! Niciun bănuț! Of! Și acum ce? Se pare că mă întorc la butonat! Uf! Sunt obosită totuși! Probabil ar trebui să mă culc! Ce păcat de faza cu sprâncenele totuși! Poate merge să fac ceva! Ha! Stai puțin! Ce-ar fi dacă... Da! Cred că o să meargă! Trebuie să o săpunesc bine! Și acum să o aplic pe sprâncenele mele! Da! Le conturează frumos! Să trecem la cealaltă! Wow! A mers grozav! Wow! Nu se poate! Sprâncenele ei sunt uimitoare! Sunt aici, pregătită de școală! Oh, wow! E așa de drăguță! Nu se poate! Uite ce sprâncene are! Ok, ar trebui să-mi îmblânzesc și eu sprâncenele! Au! Ok, asta e una! Oh, wow! E așa de frumoasă! Nu mai durează mult, apoi vei fi gata! E cam înfricoșător aici! Poate n-ar trebui să fac asta!
Calmează-te! Totul va fi ok! Oare cât mai durează? Bun, ești gata! Arată așa de cool! Ok, clar pot să o fac! Fii curajoasă! Hei, ce cauți? O secundă! Pot să-mi faci asta pe mână? Îmi pare rău! Nu! Nu? Dar de ce? Uite semnele! Trebuie să ai 21 de ani! Scuze, nu fac eu regulile! Bine atunci! Cred că o să plec! Probabil că e o idee bună! Hei, cine urmează? Nu-i corect! Am fost așa de curajoasă să merg acolo! Și acum îmi și curge machiajul! Azi a fost cea mai groaznică zi! Nici măcar n-a fost drăguță cu mine! Nu mi-amintesc să fi cumpărat asta! Stai! Cred că mă poate ajuta! Trebuie să fac un șablon! Ok, acum îl pun unde vreau, pe mână! Și acum lipiciul! O să-l întind cu pensula! Gata! Urmează sclipiciul! Trebuie să mă asigur că nu ratez nicio zonă! O să-l presez ca să fie neted! Uite așa! Și acum, marea dezvăluire! E așa de drăguță! Trebuie să suflu sclipiciul în exces! Wow! A ieșit minunat! Clar trebuie să-i fac niște poze! Sigur trebuie să pun pe Instagram! Nu! Vine mama! Să scap de ea! Nu se șterge! Uită-te la tine! Fă-mi o favoare și strânge pe aici! Se face! Te iubesc, mamă! Era cât pe ce! O să-mi verific rapid telefonul! Mă sună cineva! Ce drăguț! Mă face să vreau să-mi îmbrățișez telefonul! Sigur, poți împrumuta ceva! Rochia ea neagră cu bretele, nu? Și-a lăsat gentuța de machiaj acolo! Acum e șansa mea! Hopa! Mai bine fug! Uite-l! Doamne! Trebuie să fac ceva! Unde e? Clar o să meargă! Ok, așa, par bune de pupat! Să-mi desfac și părul și să-l scutur nițel! Bleah! Mi s-a lipit de buze! Nu știu, poate că ăsta nu e suficient! S-o folosesc și pe asta? Așa cred! Doar un pic! E așa de ușoară! O aplic cu grijă pe buze! Gata! Pot să strâng! Asta e șansa mea! Wow! Buzele tale! Da! Ne vom pupa! Hei! Terminați chiar acum! Mi-ai luat fardurile! Vină înapoi! Aoleu! Vai, fetele pot fi înfricoșătoare! Transformările între prietene sunt așa de distractive! Ok, gata, uite-te! Wow! Te pricepi la asta? Mă bucur că-ți place! Vrei să-ți fac părul? Nu mi-a venit să cred când a stat lângă mine la ore! Cred că ai fost super încântată! Sigur, dar și așa de emoționată și speriată!
Oh, nu, nu, nu! Ce-am făcut? E așa de mult! Nu o să mă ierte niciodată! Ah! Ăla-i părul meu? A fost ars! Nu leșina! Bea niște cola! Te va ajuta! Îmi pare așa rău! Sunt cea mai nasoală prietenă! Hei! Cred că știu o cale mai bună pentru bucle! O să am nevoie de sticla asta goală de suc și apoi de cuțitul meu de încredere. O să fac tăieturi delicate. Deci, trebuie să am grijă. Și aici, sus. Aproape gata. Și s-a dus vârful. Ok, acum e gata să fie folosită. Cum o să onduleze aia ceva? Ai încredere în mine. O să-ți pun părul în interior. Și acum voi folosi uscătorul. Chiar o să meargă? Merge de minune! Nu o să-ți vină să crezi! Uite! Wow! Ia uite ce păr am, așa de ondulat! E incredibil! Îl ador! Ce bine că nu se va mai întâmpla asta niciodată! Mersi mult! Bună seara! Vă rog să găsați haina acolo! Și poftiți! Asta e pentru... Oh, nu! Nu se poate! E groaznic! Oh, mâinile mele sunt așa de uscate! E super jenant! Dacă mă cere în seara asta... Nu pot să-mi las mâinile să arate așa! Trebuie să fac ceva în privința asta! Mănuși! Asta e soluția cea mai simplă! Poftiți! Masa dumneavoastră e acolo! Iuh, sunt așa emoționată! Mă duc! Ai ajuns! Ești așa de frumoasă! Ți-am luat o băutură! Lasă-mă să te ajut cu mănușile alea! Nu, e ok! Mi-au înghețat mâinile! Dar vreau să-ți pup mâna! Oh, nu! Mi-a scos mănușa! Ah! Ce-a pățit mâna ta? Poți să-ți iei mâna înapoi! Nu-ți face griji! Toți avem pielea uscată uneori! Hei! Cred că te pot ajuta! Uită-te acolo! E o aloe! Chiar crezi că o să meargă? Ok! Cred că o să încerc! Întâi trebuie să topi niște aloe, apoi o să adaug niște miere. Mierea și planta de aloe au amândouă proprietăți vindecătoare grozave. E timpul să folosesc un pistil ca să le combin. E plăcut să fac! Trebuie să scot toate chestiile bune din aloe. Acum e gata să înfrec mâinile cu ea. Wow! Mâinile mele sunt mult mai fine acum! Acum poftim iar mâna mea! Sunt încântat! Stai! Încă o chestie! Oh, Doamne! Acum e momentul? E pe aici, pe undeva? Mi se făcuse tare cald! Mă bucur că amândoi ne simțim mai bine! Pe care dintre aceste trucuri de frumusețe le-ai încerca? Spune-ne în comentarii și nu uita să le arăți acest clip prietenelor tale și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe clipuri grozave ca acesta!